de astăzi, Uniunea Europeană nu va facilita acordarea de vize pentru cetățenii ruși. Cei care au deja vize pot să călătorească în continuare. Însă, ceilalți vor trebui să plătească și să aștepte mai mult ca până acum. Mai multe detalii are colegul meu, Balaș Barabaș, editor al FNews. Bună seara, Balaș. Care ar fi noile condiții de obținere a vizelor pentru cetățenii din Rusia? Condițiile intră în vigoare astăzi, 12 septembrie, și vor deveni mult mai severe pentru cetățenii ruși. Se înăsprește mai ales acordarea vizelor cu intrări multiple pentru cetățenii ruși. Acestea vor deveni mai puține sau deloc pentru acești cetățeni. Probabil va deveni obișnuită eliberarea unei singure vize Schengen strict pentru datele de călătorie. Deci cei care vor să călătorească de mai multe ori vor trebui să aplice de fiecare dată. Ce va însemna acest lucru? Vor însemna bani mult mai mulți. Deci taxa de viză va crește de la 35 la 80 de euro. Deci peste dublu va fi această majorare a taxei de viză. Apoi perioada de eliberare a vizelor va crește până la 6 luni. În fine, se pare că cei care au deja vize multiple, cu intrare multiplă în spațiul Schengen, se vor putea bucura în continuare până la expirarea ei. Deci, pentru aceștia, aceste modificări nu intră în vigoare automat. Balaș, de ce a introdus Uniunea Europeană până la urmă această măsură? Ce a urmărit? Această măsură a fost introdusă ca o serie de pedepse, să spunem așa, față de Rusia. De exemplu, comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a spus că acordarea de vize către terțe state este o chestiune de încredere, iar în acest moment nu există încredere față de Rusia, față de cetățenii ruși, după ce războiul pornit în Ucraina durează de mai multe luni, și s-a soldat cu foarte multe victime împotriva populației civile. De altfel, cele trei state baltice, Letonia, Lituania, Estonia plus Polonia, au anunțat că vor înăspri la rândul lor și mai mult condițiile de intrare pentru cetățenii ruși. Să nu uităm că aceste state au granițe comune cu Rusia. Este vorba și despre cetățeni care locuiesc în apropierea graniței comune cu aceste state și de obicei ei au mai înlesniri mai multe față de ceilalți, deci au permis de trecere a graniței în regim transfrontalier. Acestea probabil că vor fi desființate. În plus, Finlanda, de exemplu, care a eliberat până acum cam 1000 de vize zilnic pentru cetățenii ruși, a declarat că va reduce la 10%, deci nu 1000, ci maxim 100 de vize se vor acorda de acum cetățenilor ruși, dar și acestea eliberate într-un regim mult mai sever decât până acum.